Bună ziua, dragii mei! Avem o invitată foarte dragă mie, pe care o știu de foarte, foarte mulți ani și care vă mărturisesc că mi-a deschis ochii la acea vreme asupra unui concept care mi-a rămas foarte profund în minte și astăzi, și anume exact titlul emisiunii: Ce nu știm că nu știm. Acest titlu de la ea l-am aflat și la acea vreme mi s-a deschis mintea către o altă posibilitate pe care o avem cu toții, de a afla lucruri necunoscute și de a ne aprofunda cât mai mult în această lume care nu este neapărat vizibilă. Specialistă în photo-reading, predă cursuri de photo-reading și o să aflăm mai exact despre ce este vorba. Predă cursuri ontologice și o să vedem și acest cuvânt ceea ce ne arată, și mai mult decât atât este și scriitoare, a venit cu o carte și o să vă recomand și dumneavoastră, mai ales pentru cei care citesc în engleză, pentru că invitata mea este americancă, sau așa am cunoscut-o eu, o să vedem mai multe despre ea, și bineînțeles că este și un fel de colegă de breaslă, în sensul că este coach și trainer de dezvoltare personală. Invitata mea de astăzi este Connie Larkin. Bună, Connie! Bună, Diana! Ce faci? Ești americancă, jet by jet, nu, sau trebuie nu? Să corectez asta, pentru că nu sunt americancă, de niciun fel, nu. M-am născut în România, am plecat din România în 1978, am plecat în Israel, am trăit în Israel, în Egipt, în Irlanda, în Italia și Sud-Africa și apoi m-am întors în țară după Revoluție. Dar sunt româncă și am trăit pașapoarte. Ai trei pașapoarte. Și eu când te-am cunoscut vorbeai engleză. Vorbesc și engleză. Erai așa. Iar cartea pe care ai scos-o acum pe piață este tot în engleză. În primul rând în engleză, pentru că limbajul pe care eu îl folosesc este un limbaj care vine cu ușurință în engleză. Îmi vine mai repede. Am înțeles. Da. Haide să vedem întâi ce înseamnă ontologie. Ontologie este studiul ființei. Și ca să înțelegi exact ce este, ontologia nu se poate descrie. Pentru că nu poți să descrii, de pildă nu poți să descrii echilibrul pe bicicletă, este? Îl ai, îl trăiești, dar nu poți să-l descrii. Așa. Oricât l-ai descrie, orice manual extraordinar de interesant, de puternic, de bine făcut ai avea în mână, n-ai ști ce înseamnă echilibrul pe bicicletă. Ontologia este echilibrul pe bicicletă, nu manualul despre echilibrul pe bicicletă. Am înțeles. Da. Deci dacă vrei să trăiești viața, nu să vorbești despre ea, cu asta se ocupă ontologia. Bun. Și ce studii, ce predai tu? Adică care sunt cursurile de ontologie sau ontologice, ca să fiu mai precisă, de care tu te ocupi? În ce sens cursuri ontologice? La ce se referă? Am să-ți spun. Ai văzut filmul Karate Kid? Da. Ok. Și ai văzut acolo? Mulți l-au văzut. Da, mulți l-au văzut. Vezi tu, ontologia nu poți să o definezi sau să o descrii. Trebuie să dai un exemplu despre ea. În filmul Karate Kid arată pe acest japonez în vârstă cu puștul ăla, Daniel, da? Și Daniel îi spune lui Miyagi că vrea să învețe karate. Și Miyagi este de acord cu condiția ca Daniel să fie 100% antrenabil, adică să nu reziste, să-și facă numărul, știi? Da. Să fie antrenabil. Și Daniel îi zice, da, sunt de acord. Ce se întâmplă este că Miyagi îl pune să spele mașini, îl pune să dea cu frece podele, da. Să le dea cu așa. Da. Și să vopsească casa și să vopsească gardul. Și la final Daniel se supără și spune: "M-ai făcut sluga ta. Eu am venit să mă înveți karate, ai promis să mă înveți karate și m-ai făcut sluga ta." Iar atunci Miyagi îi spune: "Oprește-te" și îl atacă. Îl atacă și Daniel știe să se apere în karate. Deci ontologic vorbind, când vrei să înveți pe cineva ceva, nu îi descrii și îi spui ce să facă. Creezi un context în care acel om învață singur. Foarte frumos. Unealta care se folosește pentru învățare ontologică este o conversație. În domeniul ăsta ontologic se cheamă conversație socratică, în care există un fel de cercetare. Ambele minți sunt unite împreună ca să se uite la un anumit lucru important pentru ei. Na. Și atunci descoperi lucruri când te uiți așa. Poți să dai un exemplu de astfel de curs? Da, cursul de photo-reading pe care îl țin eu este ontologic. În ce sens? În sensul ontologic? În care îți te mută pe tine dintr-o anumită credință despre ce înseamnă a învăța și a citi. Deci te mută într-o paradigmă pe care o ai și care îți dă rezultatele pe care le ai într-o altă paradigmă sau într-o altă
mod de a privi lucrurile. Uh-huh. E, mutarea asta dintr-un punct de vedere într-un alt punct de vedere, da, îți dă rezultate incredibile. Majoritatea ființelor umane mor cu același punct de vedere. Trăiesc toată viața cu aceleași păreri și opinii, nu poți să-i muți din ele. Uh-huh. Da? E, da. La un moment dat trebuie să spice fisa că dacă te uiți la lucruri dintr-un punct de vedere și nu ai rezultate, mută-te, nene, la altul. Da? Dar nu știi care este? Păi nu, vezi, Socrate se pare că ar fi spus că el era o moașă, îi moșea pe oameni, nu așa suma responsabilitatea pentru frumusețea copilului, pentru frumusețea rezultatelor lor. Ca să poți să educi pe cineva să se mute acolo, omul ăla deja trebuie să fie conștient că modul în care privește viața nu funcționează pentru el. Sau modul în care el învață nu funcționează pentru el. Deja omul ăla care știe că modul în care funcționează nu funcționează modul în care învață, ăla deja e deschis să audă ce ar putea să facă. Este ca orice om, chiar și cei care au edicții diferite, să recunoască că au o problemă. De-abia după ce recunoști că ai o problemă, de-abia după aceea poți să rezolvi ceva și poți să găsești soluții. Da. Dacă ne uităm la, de exemplu, la alcoolici, exemplu e cam extrem, dar totuși mi se pare că se potrivește, da? Un alcoolic când se ridică în întrunirile respective în picioare și spune sunt Popescu și sunt alcoolic, în momentul acela el primește foarte multe aplauze și le primește nu pentru că mărturisit, ci pentru că și-a exprimat, a recunoscut problema. A spus exact ce problemă are și de-abia atunci el, de fapt, lansează în univers mesajul că vrea să-și rezolve această problemă. Absolut, absolut. Da, este un exemplu extrem. Am citit, într-unul din cursurile mele, am citit un paragraf dintr-o carte a lui Eckhart Tolle și acolo spunea: dacă ești nebun și știi că ești nebun, e primul pas spre însănătoșire. Exact, okay. Da. Deci nu poți să înveți pe cineva care nu vrea să învețe, care nu e prezent, care are nevoie să învețe ceva. Evident, cunoașterea vine, dorința de a învăța vine din tine în momentul în care recunoști că ceva nu funcționează cum vrei. Da. Deci primul pas îl facem, să spunem. Chiar telespectatorii noștri au primul pas că vor să învețe. Okay. Mai departe, ce facem? Și cum s-ar traduce acest fotoreading? Cum l-ai traduce în românește exact? Și poate intri puțin în detalii să spui exact ce înseamnă acest curs. Ok. Ce înseamnă fotoreading? Fotoreading înseamnă, nu înseamnă să citești mai repede. Fotoreading înseamnă să fotografiezi o carte în 2-3 minute. O fotografiezi cu ochii. Apoi scoți informația fotografiată, informația relevantă pentru tine. Astfel încât metoda asta sau noua asta abordare a materialelor scrise face ca o carte care în mod normal ți-ar lua 10 ore să scoți mai multe informații din ea într-o singură oră, să creezi memorie pe termen lung și să citești foarte repede. Interesant este că metoda asta nu o înveți în cursul de fotoreading. Metoda asta de a fotografia cărțile nu o înveți în cursul de fotoreading. Ea este o metodă de a învăța spontană, naturală a creierului nostru. Noi așa învățăm de când ne naștem. Practic în cursul de fotoreading o redescoperi, o conștientizezi și apoi ești antrenat de cursul ăsta, pentru că cursul ăsta a fost creat de Paul și este un om foarte educat în domeniul ăsta. Ce faci este că înveți cum să folosești această abilitate naturală pe care o ai. Este spectaculos cursul. Am auzit odată un citat care m-a impresionat foarte tare și m-a inspirat și anume că în capul nostru e cel mai performant computer din univers, doar că atunci când ne-am născut, nu am primit și manualul de utilizare. Fotoreading-ul este măcar primul capitol în manualul ăla. Deci ce ai spus că facem? Schimbăm niște paradigme, schimbăm niște concepte cu care am fost obișnuiți și descoperim feluri diferite în care să ne uităm la aceleași lucruri? Da, ca să pot să-ți răspund la chestia asta, că mi-e dificil să vorbesc doar așa, teoretic. Un cerc, câte grade are, Diana? Câte spune geometria? 360. Okay, da? Acum, care dintre punctele astea dintr-un cerc, 360, da, okay, este cel adevărat? Toate. Toate sunt, da? Deci dacă eu stau într-un punct aici și mă uit la ceva în centrul cercului, văd într-un anumit fel. Exact. Dacă stau aici, văd într-un anumit fel. Dacă stau acolo, mă văd într-un anumit fel. Toate punctele de vedere sunt valide, așa? Da. E posibil însă că dacă mă uit din punctul ăsta de vedere la învățat, și mi-e greu să asimilez și urăsc să învăț, ok, poate vreau să mă mut în alt punct de vedere. Dacă punctul ăsta de vedere îmi spune că trebuie să înțeleg tot ce citesc și eu nu înțeleg tot ce citesc, dar insist să înțeleg tot ce citesc cu mare atenție și nu funcționează, îmi dau seama că nu funcționează după un anumit timp și mă mut în alt loc în care realizez că n-am nevoie să vreau să înțeleg ca să înțeleg.
Și atunci mă eliberez de constrângerea de a înțelege și pot să înțeleg în sfârșit. E un paradox. Ca să înțelegi, trebuie să renunți la a înțelege. Centre de studiu în ale învățatului au spus că cel mai destructiv mod sau nefuncțional mod de a încerca să citești sau să înveți este să îți pui din, în minte intenția de a înțelege. Când eu spun vreau să înțeleg, îmi blochez creierul. Tu ai încercat să înțelegi ceva și te-ai angajat să înțelegi acel lucru și cum a funcționat? Zi-mi și mie, în experiența ta. Sunt pasionată de aceste metode altfel și atunci optez. Nu, dar serios, când ai citit ceva, ai învățat ceva, ai vrut să înveți la școală și când ți-ai spus, acum vreau să înțeleg și citesc cu mare atenție, ai înțeles? Exemplul de la școală este cel mai elocvent în acest sens, pentru că eu la școală n-am reușit să învăț, tocmai pentru că nu puteam să învăț în sistemul în care se preda și am învățat cu sincope maxime, tocmai din acest motiv. Da. Asta m-a și făcut să mă deschid către altfel de receptări ale informației. Da. Uite, eu am realizat pentru mine, când am făcut cursul de photoreading la Londra în 2008, am realizat pentru mine că toată viața mea am încercat să înțeleg ce citeam. Și de câte ori încercam să înțeleg, cu mare tenacitate și mare intenție și determinare, mi se bloca creierul complet. Conștiincioasă, da. Apoi am mai înțeles un lucru, că toată viața am citit cărți în mod pasiv și am fost surprinsă, pentru că eu când am făcut cursul ăsta la Londra, deja făceam cursuri ontologice pentru Landmark Education în țară de ceva timp, iar apoi mă antrenasem în lume, am participat în cursuri. Credeam că nu mai este ceva superior a ce făceam eu. Așa că cursul de photoreading m-a surprins pe mine și m-a surprins prin faptul că am realizat toată viața am citit pasiv. Ce înseamnă să citești pasiv? Să-ți iei o carte pentru că trebuie să o citești, pentru că cineva ți-o recomandă, pentru că vrei să o citești. Și să o citești astfel încât, la sfârșit, să-ți dai cu părerea. Să spui, a fost interesantă, mai n-a fost așa de grozavă. Cine mi-a spus că e grozavă, nu era. Cu ce te-ai ales? Cu o idee, două, pe care abia le poți mormăi la final, pe bune. Ăsta e un mod de a învăța pasiv. Creierul tău nu participă activ la învățare. În photoreading, dacă vrei să faci photoreading și dacă vrei să primi metoda asta, trebuie să gândești dinainte ce vrei să obții din acel document, din acel material pe care vrei să-l înveți. Participi cu toată ființa ta. Evident, renunți să-l spui că vreau să înțeleg, ca să poți să înțelegi. Și este este ca o călătorie fascinantă în cunoaștere. Ieri am terminat cursul din martie. În cursul din martie a fost pe 18 și 19. Și am avut un profesor de la universitate, de la ASE, un profesor universitar. Și mi-a trimis astăzi câteva rânduri și mi-a zis că se simte amenințat, că dacă cu oameni, studenții ar face acest curs, n-ar mai avea ce să învețe. Și ce poate că ar trebui să trecem la următoarea paradigmă, în care împreună profesorii și elevii sau studenții se uită să descopere lucruri noi. Universitatea se spune că cam asta este rolul ei, nu atât să te învețe, cât să-ți deschidă ochii spre canalele prin care poți absorbi informație. Asta e un concept. Un concept, da, foarte frumos. Nu e realitatea. Okay. Da, eu la mine la universitate chiar încerc să fac asta în cursurile mele și să fac chiar exerciții de creativitate prin care cei care vor să devină viitor regizor, operator, actor, să-și deschidă mintea în a fi cu adevărat creativ, tocmai pentru că se uită la lucruri din mai multe puncte de vedere. Ce altceva se mai întâmplă în acest concept de photoreading? Photoreading-ul e o metodă, nu așa? O nouă abordare a materialului scris. O tehnică, scrise. Putem da, o să tehnică, spunem da. Că e o tehnică. Okay. Este o tehnică. Este ceva tehnic. De ce râzi? Pentru că, vezi tu, este o tehnică și oamenii învață tehnica, dar e mai presus de tehnica însăși, care este spectaculoasă. Trebuie să înveți să schimbi atitudinea pentru învățat și acest lucru nu se poate preda, ci mai degrabă se întâmplă într-un exercițiu. Ce fac eu cu tine acum este să descriu niște lucruri, să spun niște păreri și niște chestii. Sună într-un fel. În curs totul este viu, palpabil, oamenii văd singuri care sunt gândurile pe care le au, care îi blochează în a învăța și a-și deschide mintea. Și rezultatele sunt pe măsură. Sunt spectaculoase. Ieri am avut în curs doi elevi, unul de clasa a 8-a și unul de clasa a 7-a. Au fost dați pe spate. L-am întrebat pe un puști cât timp ți-ar fi luat să înveți această lecție. Zice, nu știu, cred că mi-ar fi luat 2 zile. Și cât ți-a luat acum să găsești rezultatul? Zice, doar 20 de minute. Super. Avea un zâmbet înflorit pe față.
Dar vreau să te întreb, înveți, da? Deci spui că are acest efect de a absorbi informația foarte repede. Cât ține această informație? Interesant ce ai spus acum. În primul rând, când vin oamenii la curs, îi întreb de ce au venit și unii spun, vreau să asimilez mai multă informație. Mm-hmm. Ok. Și apoi întreb, spunem, vrei să asimilezi mai multă informație? În primul rând, nu știi cât de multă, ce înseamnă mult și cât este de mult, da? Mai multă informație, de o asimilezi. Tot o păstrezi relativ, undeva. Da. Zic, cum ar fi dacă în loc să accesezi sau să asimilezi informație, ai contacta sau ai accesa cunoaștere? Mult mai... Cum ar fi să contactezi cunoașterea, să o accesezi? Deci dacă eu vreau o anumită cunoaștere, o am când vreau. De ce vor oamenii informație, Diana? Ca să înțeleagă mai multe despre viață și diferența. Ca să fie mai fericiți într-un final. Am înțeles. Deci oamenii vor informație ca să înțeleagă viața. Tu preferi să ai informație ca să înțelegi viața sau preferi să trăiești viața? Eu prefer să fiu fericită trăind viața. Ah, super tare! Deci n-ai nevoie de informație ca să trăiești viața, pentru că dacă te uiți realmente dar în jurul societatea tău... societatea ne face să credem că avem nevoie de multă informație. Cine și să face? Societatea. Cine e societatea? Societatea este un cumul de oameni însoțiți de anumite legi pe care vrei să... Societatea, pe ce ai spus acum, este doar o fantezie sau program. O conversație. Da. Apropo de societatea care ne face să înțelegem, okay? O tipă care o chema Alexandra David Neal, a trăit aproape 100 de ani în secolul trecut, la începutul secolului trecut, ea a fost prima femeie care a ajuns în Tibet. Ghici ce a spus, ce a învățat budismul tibetan, ce a spus ei un maestru sau ce a realizat la final și ea însăși, dar un maestru i-a spus că pe pământ oamenii sunt de un intelect de trei categorii. Intelectul oamenilor face parte din trei categorii. Da. Intelect dal, plicticos, îmbâxit. Da. Intelect mediocru, și maestrul să spunea că majoritatea din politicieni fac parte din acest intelect. Aia care înțeleg lucrurile, dar nu știu să le aplice. Și oameni de intelect care este gata să explodeze în cunoaștere. La primul, dacă îi dai informație, nu faci nimic cu el. La al doilea, dacă îi dai informație, ori să o regurgiteze, așa cum spunea Osho, că oamenii sunt, că scritorii sunt fie papagali, rostind cuvintele altora, fie autentici, care nu le răstesc. Deci, dacă dai informații la grupul mediocru, o să o repete ca papagalul, dar nu face nicio diferență în viața lui sau altora, nu? Nu integrează informația. Nu are ce deloc să integreze, pentru că nu are profunzime, nu gândește, le repetă. Da. Majoritatea ființelor umane nu fac decât să fie papagal. Repetă lucruri pe care le-au luat din cărți. Iar ultimii care sunt gata să audă, să pocnească, ia sunt oamenii pentru care o conversație ontologică poate să facă o imensă diferență. Le deschide mintea instant. Da. Nu trebuie să le explici să-și deschidă mintea, pentru că se deschide de la sine. Uh-huh. Da? Creezi contextul printr-o conversație de genul ăsta. Cam asta e. Da. Zi. Foarte interesant. Da. Vreau să știu mai multe despre exercițiile pe care tu le faci acolo. Ah, ok, să zic. Uite, ăsta era un exercițiu pe care îl facem acolo. Da, dacă vorbeam de grupa a doua, că cei cu informații care repetă... Nu, stai, scuză-mă, te întrebasem de fapt dacă această informație pe care o reținem, de fapt mă interesează două lucruri foarte clare. Una este dacă o și memorăm pe termen scurt sau lung, adică este ceva care, poate acel exemplu pe care l-a dat acel elev, a învățat imediat în 20 de minute acea lecție, poate a doua zi ia 10 la școală pentru că știe această lecție, vreau să știu dacă o mai știe și peste 5 ani, peste 10 ani. Incredibil, da. Da? Incredibil, o da. Mai știe. Păi știi de ce? Pentru că când folosești fotoreading-ul, te întrebi ce vreau de la această lecție. Ok, fine. Apoi, când scoți informația relevantă din acel material, trebuie să facă sens pentru tine. Nu înveți ca un papagal. Nu repezi din nou și din nou și din nou și din nou și din nou fără să-ți pui creierul la funcțiune, ci pur și simplu parcă îți pui o casetă care trebuie să o repete, nu? Iar după ce ai dat examenul, gata, nu-ți mai pasă că ai luat nota și firar să fie, acum trebuie să învăț altceva ca un papagal. Am fost într-o școală unde am lucrat cu o grupă de copii de 13 ani. M-a chemat psihologa școlii pentru că mi-a spus copiii ăștia suferă de mult stres, sunt obligați să învețe, să repete. Și vino și vorbește un pic cu ei să le dai un pic stresul ăsta la o parte. Și am realizat acolo, apropo de copierea ca de papagal, am realizat că în prima oră de vorbit cu acești copii, niciunul nu era prezent, nu se uita în ochii mei, dădeau din cap, spuneau da, da, da și mintea era pe căclauri. Da.
De ce sunt așa copiii ăștia în școală, oare? Pentru că ei trebuie să repete ca papagalul. Nu se cere unui copil să fie prezent, să înțeleagă, să exploreze, să se uite, să-și dea cu, din punctul lui de vedere, să vadă cum sunt lucrurile. Trebuie să repete ca papagalul. Și când lucrurile pe care un profesor ți le spune nu sunt inspirante nici măcar pentru el, și te uiți la moaca lui și îl vezi, scuză-mi cuvintele astea, eu am cuvintele astea colorate un pic, na, pot să le cenzurez dacă e după aceea. Deci, când copiii ăștia ascultă lucruri care nu fac sens și nu inspiră, își blochează auzul. Da. Își blochează auzul, nu mai sunt prezenți în viață. Ce a fost? A fost aproximativ o oră până când i-am adus în sală. La final, n-am putut scăpa de ei. Au ca niște pui în jurul unei cloște. Mai veniți, mai veniți, mai veniți. Incredibil. Da. Da. Într-un fel mi-ai răspuns și la a doua întrebare, pentru că mă interesa exact dacă reții pur și simplu pentru că ai fotografiat informația și atunci o ai pur și simplu în minte, e acolo într-un sertăraș al creierului, sau reușești să înțelegi principiul de funcționare a acelei informații. Ok, reții doar o informație care are relevanță pentru tine. Restul o înveți ca un papagal și se uite imediat. E tabula rasa. Ce reții este ce face sens. Pentru tine. Pentru tine. Copilul ăsta de ieri a dat la o parte tot ce ar fi trebuit să facă în mod normal. Să învețe ca un papagal fără să gândească. Da. A gândit. Doamne, era de un entuziasm incredibil. A făcut vreo 3 lecții. Da? Deci, reții. Memoria pe termen lung se creează doar când o informație este relevantă pentru tine. Nu când este abstractă și trebuie să o reții. Și la urma urmei, scuză-mă, eu am cunoscut oameni care sunt profesori, doctori de bla bla bla. Dacă stai 5 minute măcar și l-asculți, poate să vorbească un secol ăla. Dar dacă stai 5 minute și l-asculți, mintea ți se face bâtă, lemn. De ce? Pentru că nu face decât să repete informații, informații, informații. Nu ajung să mă inspire acele informații. Nu mă inspiră. Deci dacă omul ar vorbi cu sens ceva care ajunge la mine, îl rețin, bineînțeles. Dacă în cartea aia mă uit, dacă e ceva relevant, o să-l rețin. Dar dacă pornesc din premiza că nu e relevant pentru mine și rog să-mi iau nota să trăiesc cap de examen, nu ții minte nimica. Ar fi bine să învețe profesorii aceste... O, săracii, da. Da, 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 Doamne Dumnezeule. Fii atent. Nu este o diferență între un copil de clasa 8-a și un profesor, ok? Cu diferența că profesorul e mai în betoane, știi? Adică mai rigid. Dar nu este diferența. A avut timp ca mintea lui să se rigidizeze, da. Copiii sunt mai deschiși, mai... Da. Ai vorbit mai devreme de ontologie. Ontologia nu se uită la vârstă, că nu există vârstă pentru ontologie. O ființă umană este de când se naște până când moare, o ființă umană. Ființele umane sunt ca un fel de, dacă vrei, o metaforă, ca o mașină, ca un mașină, automobil. Da, da, da. Da? Ok. Și la un moment, deci, este o mașină, o ființă umană. Dacă cunoști mecanismul prin care o mașină se mișcă, frâne, viteze, 5 viteze, frâne, mână, frâne de picior, nu? Oglindă retrovizoare. Ok? Unde observi că mergi cu frâna de mână trasă, de pildă, ontologia îți arată să pui frâna de mână jos. Care este frâna de mână trasă? Vreau progres, dar vreau progres în felul meu. Da. Asta e frâna de mână trasă. Ok? Da. Apoi, ontologia îți spune că în viață ai ori rezultate, ori scuze de ce nu. Mamă, Doamne! Justifică, da. Aia, Madonna! Dacă te uiți în jurul tău, majoritatea ființelor umane pe care tu le vezi în jurul tău îți vor vorbi de ce nu fac una și alta, de ce ne devină vremea, ploaia, șeful, traficul, politica. Soțul întotdeauna. Asta este omul ăla, nu știe care e frâna mână trasă. Nu știe. Nu știe de asemenea că merge pe autostrada vieții lui cu viteza cu viteza a doua sau a treia. Și frânele trase, de asemenea. Este foc din caroserie, dar îl dă înainte cu tenacitate. Pune, omule, mașina în viteza 5-a, ca să nu omori, și dă frâna de mână jos și distrează-te pe parcursul călătoriei tale. Da. E și vorba aceea românească în care se spune nu-l învăța pe Dumnezeu cum. Adică programează-ți un rezultat pe care vrei să-l obții și după care lasă inspirația să vină să arate calea prin care nu te încăpățâna și nu te încrâncena tu să ajungi acolo unde vrei să ajungi. Adică exprimă-ți intenția de a ajunge undeva, chiar un obiectiv sau o dorință să ți se întâmple și după care deschide-te către a te plimba în jurul cercului acest 360 de grade și să vezi care dintre cale este cea mai bună pentru tine. Da. Da. Înțeleg ce spui. Este spus în limbajul ăsta. Înțeleg asta, da. Dar este potrivit cu ceea ce ai spus. Este potrivit, tu. Da. Cum reacționează copiii? Mi-ai dat exemplul acesta. Dar adulții?
Unii, 90% din oamenii care participă în cursuri, în cursurile ținute de mine, au rezultate spectaculoase. Unul dintre lucrurile care se, pentru care, care se datorează pentru care se datorează acest lucru, scuză-mă română, am pui că o fac confuzie în limbaj. Unul dintre lucrurile care contribuie imens la deschiderea oamenilor este faptul că eu sunt un antrenor de educație ontologică de peste 30 de ani. Deci știu să comunic această educație și oamenii deschid. Sunt și foarte puțini și din când în când sunt oameni care pleacă cum au venit sau mai rău. În ce sens? A venit un om odată să-și treacă examenul de barou și a venit să învețe. Da? După prima zi a plecat, motivul a fost, el n-a înțeles că după ce învață tehnica trebuie să mai facă vreun efort. Să mai învețe. Da. Credea că îi se inserează un chip în cap și nu trebuie să facă nimica. Asta este, mă rog, o gândire. Da. Deci oamenii care nu au abilitatea să-și identifice sau să fie dispuși să-și identifice gândirea limitativă și să renunțe la ea, frâna de mână, pleacă având dreptate, că așa trebuie să conducă mașina. Așa. Oamenii au libertatea să facă asta, la urma urmei. Da. Dar vezi vreo diferență totuși de rapiditate a acestei tehnici între copii și adulți? Copiii au mai puțin balast, da? Sunt de-abia la început și deja au împrumutat din frânele părinților sau celor profesorilor. Da. Da? Dar sunt dispuși să le arunce imediat. Sunt dispuși. Primesc scrisori de dragoste la copii. Da? Da, îmi spun, ești cea mai spontană și mai bună profesoară pe care am văzut-o vreodată și mai inspirantă, au zis cuvinte la ei. Iar unul ieri mi-a zis că îi place foarte mult cum predau. Da. Și mie îmi place foarte mult de tine, Conny. Deja cred că telespectatorii s-au îndrăgostit de tine. Și după o scurtă pauză publicitară, continuăm. Dragii mei, Conny nu a venit cu mâna goală, a venit cu această carte. Este în limba engleză, deci pentru cei care cunosc această limbă, vă recomand cu toată dragostea, nu pentru că am citit-o, recunosc, ci pentru că am înțeles foarte puțin despre ce este vorba și mi se pare foarte interesant. Așa că o să o las pe Conny să ne povestească cum se cheamă această carte, de ce se cheamă așa și ce conține. Da, la o vârstă foarte fragedă am avut norocul, adică la 28 de ani, că acum am 63, la 28 de ani am realizat, prin expresia aia, you asshole, you caused it, că toată suferința din viața mea se datora mie însă. Eu mi-o cauzasem. Fraza a fost pusă cu dragoste și empatie pentru oameni. Noi suferim imens, dar suferința noastră. Și atâta timp când nu realizăm că ce facem, noi cauzăm acel lucru, ce nu funcționează pentru noi, e cauza noastră, din noi, noi o cauzăm, până nu realizăm acest lucru, până nu ne asumăm responsabilitatea, nu putem să scăpăm de suferință. Da. Cartea este spectaculoasă. Acolo, în primul capitol, vorbesc despre experiența și întâlnirea mea cu educația ontologică în 1983 în Tel Aviv, care mi-a schimbat viața. Apoi, în al doilea capitol, vorbesc despre Peru și cum am ajuns în Peru și am luat ayahuasca în Amazon. Și în al treilea capitol, motivul pentru care am scris cartea, de fapt, este despre o asociație pe care am creat-o, se cheamă Why Not Me, și această asociație se ocupă cu mediul, dar nu în sensul normal al lucrurilor, ci cu ecologie mentală. Până nu ai aici ordine, nu poți face acolo ordine. Da? Asta este, a fost ideea mea. Și acum, ca să-ți dau seama ce înseamnă ecologie mentală, de fapt, ontologia este o ecologie mentală. Face curățenie, îți repară scurt circuitele, îți dezbigubează neuronii, dacă vrei. Da? Da. Cuvântul meu inventat de mine. Așa, nu l-am auzit, că n-am știut cum să-mi dezbigubez neuronii, n-am știut. Așa mi-a venit mie în cap. Acum, fii atentă, am să-ți arăt un exemplu de dezbigubare de neuroni. Hai să vedem. Poți să-mi spui și mie ce dă vaca? Lapte. Și mai ce? Nu. Ia lapte de, în principiu, în adică omul ia de la ia lapte. Aș putea să spun că ai creierul pe bigudiuri. Da? Da, de ce? Pentru că vaca dă balegă, nu lapte, tu ții laptele. Am spus după aia că omul ia laptele de la vacă. Lasă-mă, că mi-ai răspuns lapte, ok? Acum primul fie impuls, da. Primul impuls. Așa. Când oamenii consideră că vaca dă lapte, au un scurt circuit mental, au un bigudiu. De ce? Da. Pentru că vaca dă balegă. Acum, ideea este următoarea. Da. În viață, dacă nu ai ce vrei, este pentru că nu ți-l iei. Da. Stai pe gar și aștepți ca viața să-ți dea. Și când aștepți ca viața să-ți dea, ești în repaus. Aștepți.
Ok? Da. Coboară de pe gard și tu și azi. Asta am învățat la 28 de ani. La 28 de ani am coborât de pe gardul meu de beton pe care făcusem o adâncitură în el decât stătusem pe el, plângându-mă că viața trece pe lângă mine și că nu se întâmplă nimic. Și când am coborât și mi-am spus, mi-am asumat, am început să trăiesc o viață extraordinară. Eu am trăit o viață extraordinară și trăiesc o viață extraordinară. De ce? Nu mă plâng de vreme, nu mă plâng de politicien, nu mă plâng de nimeni, îmi suflec mânecile și îmi iau ce vreau. Și asta sfătuiesc și oamenii în această carte să-și ia ce-și doresc de la nu, viață? Nu, ferească Dumnezeu, nu dau sfaturi niciodată, mi se pare jalnic. Îndemnuri atunci? În al treilea capitol dau exemple de ce înseamnă responsabilitatea individuală. Cum poți să evoluezi prin responsabilitatea individuală? Eram în Bapu Bazar, în Jaipur, mă am să învăț hindi, că învăț hindi acum. Felicitări! Super! Și eram în Bapu Bazar cu niște nemțoaice, mai aveam câteva zile și plecam și când ieșeam noi pe poarta aia, dintr-o dată, în stânga zidurilor astea spectaculoase de frumoase ale orașului Roz, se cheamă, ceva incredibil. Afară de zidurile astea de orașul vechi, era o baltă de urină. Și eu le spun la nemțoaicele astea, ah, ce miroase, ia uite ce urât este, wow, ce fac oamenii ăștia. Și m-am prins, mă, dintr-o dată. M-am prins. M-am prins ce? Când dădeam cu părerea, îmi dădeam cu părerea ca orice om care e needucat, înțelegi? Și mi-am zis, ok, fetelor, trebuie să fac ceva despre balta asta de urină. Dacă mi-a ieșit pe gură porumbelul că e nasol, eu ce fac despre asta? M-am dus acasă la instructora mea, bărbatul ei are o agenție de voiaj și i-am spus, Sanjeev, te rog frumos, faci mie legătura cu primăria. Și să încep și da, dar ce vrei să faci? Zic, vreau să mă să-i spun unul tipul de acolo să curățăm balta aia de burină, să nu mai râdă oamenii de India. Și să încep ce poate ai să ai șansă să faci ceva, pentru că e un primar nou. Mi-a făcut o întâlnire la 4 după amiază cu primarul din Jaipur. Da. Și m-am dus acolo, am luat o ric și m-am îmbrăcat în indian, că bineînțeles, acum blondă, printre toată lumea aia, știi, o culoare mai altfel. Ajung în primăria asta, o clădire asta imponentă și comunistă, dacă vrei, la fel ca ale noastre, na? Ok? Am intrat acolo plin de bărbați, plin mititei și negri. M-am dus la o sală de așteptare, am vorbit în hindia mea, așa, știi, în hindusa mea, care era de baltă, dar m-am făcut înțeleasă. Și la un moment dat, după ce mi-au spus aștept, ce, ok, ești invitată de domnul primar. Mă gândeam că îl văd pe domnul primar acolo și că vorbesc și eu cu el un pic. Când acolo am intrat într-o sală în care erau 30 de bărbați și primarul. Primarul era la o masă de sticlă, bărbați în stânga și în dreapta. Și mi s-a făcut semn să mă așez în fața lui pe un scaun. Da. Și m-am dus acolo și, mamă, Doamne, zic, ce fac acum? Cum vorbesc eu cu omul ăsta? Cum vorbesc eu cu ei ca să nu se simtă oamenii ăștia jigniți? Că eu nu am venit să critic India, două ori India. Am venit pentru că vreau să fac o diferență. Am venit că vreau să fac o diferență. Nu vreau ca străinii care vin în țară să își bată joc de țară sau să râdă de ea. Și vreau să fac curățenie, da? Și mă așez în scaunul ăla și primarul mă ignoră, se uită în dreapta, se uită în stânga, vorbesc foarte așa și încerc să prind câmpede în conversațiile lor și la un moment dat se întoarce către mine și zice, ce vrei? Tot antrenamentul meu ontologic a venit așa și singurul cu care trebuie să fac, m-am uitat în ochii lui, calmă, 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 și am zis, în primul rând îți mulțumesc că m-ai primit la un interviu, sunt o străină și totuși ai reușit să faci asta. Zic, primar în țara mea n-ar face acest lucru pentru un străin. În al doilea rând, numele meu e ăsta și sunt fondatoarea unei asociații de mediu. Pentru că acest lucru se ocupă de responsabilitatea individuală, am venit aici ca să te rog să faci ceva pentru mine. Și zice, ce? Zic, uite, eu plec peste câteva zile și nu mai am timp să caut alți oameni să mă ajute. De ce am venit la tine? Aș vrea să-mi dai două camioane de pământ și niște flori. Toată lumea a rămas mască. Nici eu n-am știut că aveam să-i cer asta, că nu m-am gândit înainte. Poftim? Zic, da, te rog să-mi dai două camioane de pământ, că e posibil, și niște flori. Și ce să faci cu ele? Zic, vreau să mă duc la Bapu Bazar, la poarta de acolo, și să acopăr cu pământ urina aia, chestia de urină, și să punem flori acolo. Dar noi facem asta, zice. Zic, știu că faceți asta, mi-e clar că faceți asta, normal că faceți asta. N-am venit pentru că indienii sau voi nu faceți treaba, nu faceți curățenie. Am venit pentru că vreau să fac o diferență eu până plec și vreau să mă ajut să fac asta. Ok? Și până mi-a zis, lasă că noi, nu, că noi nu avem, avem niște structuri. Și m-am gândit în capul meu, ce să fac acum, am primit că nu vrea să facă. Ce să fac, să continui sau să plec? Am zis, la urma urmei, ce am de pierdut? Și am zis, știu că aveți structuri, dar sunt prea încete pentru mine. Eu plec în câteva zile. Zic, ce trebuie să faci? Să-ți dai telefon la unul care se ocupă cu pământul și florile. Să-i spui să vorbească cu mine.
La urmă, mai cerem de pe rând, nu? Și tipul zice, nu vrea să răspundă. Adică, înainte să răspundă, unul dintre indieni zice, poți te ajut eu. Iar primarul ușurat zice, uite, Suraj poate să te ajute. Nu știu dacă a spus-o pe bune sau a vrut doar să-l salveze, știi? Da. Suraj poate să te ajute. Și apoi l-am așteptat pe Suraj, era un activist de partid care cunoștea jumate de Jaipur. Am mers acolo, am vorbit cu oamenii care aveau magazinele acolo și a făcut niște chestii și le-a spus și, și doamna ne-a făcut un serviciu. Felicitări! Și ai reușit! Nu au făcut curățenie. Dar... Nu au sunat, dar nu contează ce în România ar fi făcut. Ok, nu contează. Ideea este că nu tu ai luat atitudine. Băi, stai puțin, dar nu pentru că vreau să-i invalidez pe ei. Am înțeles, e un lucru firesc să faci asta. Pentru mine. Da. Și am avut o experiență fantastică. Da. Da. Foarte frumos. Ce inspir pe cei care se uită la noi acum să facă și ei acasă? Avem rubrica aceasta de creativitate. De creativitate? Da, exercițiu de creativitate. Adică să ne deschidem mintea către alte lucruri. Uite, către ce nu știm că nu știm. Eu știu un lucru extraordinar care deschide mintea și poți face orice cu el. Ia să auzi. Da. Pentru o săptămână întreagă, în fiecare zi, așa, fiecare om care vrea să facă exercițiu, să fie preocupat cum să facă viața mai ușoară celor din jur. Felicitări, asta da. Nu să le spună celor din jur cum să-și trăiască viața, da, ci să-i servească cu dedicare, cu dragoste, fără să aștepte nimica. De asemenea, ca să crească creativitatea, fiecare om să ducă să-și rezolve apa care curge, să facă curat în jurul casei și în jurul caselor blocului. Da. Să iasă afară să curețe, să facă ce vrea el ca alții să facă. Aia să o facă. Da. Da? Asta înseamnă că vor fi încet, încet în contact cu responsabilitatea individuală și vor vedea beneficiile, iar apoi când nu te preocupă doar pielea ta și vrei să faci o contribuție, mintea începe să se pregătească pentru primire de cunoaștere. Okay. Da. Și asta este extraordinar. Da. Începe să vină, începi să observi oamenii, începi să observi pe tine, începi să devii conștient. Abia când ești devii conștient, nu mai cauți creativitatea de dragul creativității, ca să ai medalii, ci o faci pentru că te inspiră și un fel natural de a te exprima pe pământul ăsta. Da. Foarte frumos. Apropo de asta... Și ușor de făcut, Și nu trebuie... Nu trebuie filozofie ca să faci asta, exact. Nu. Da, da. Da. Apropo de asta, am citit undeva că Donald Walsh, pe care toată lumea îl știe din Conversații cu Dumnezeu, povestea că avea un client la telefon, client care îi spunea că vrea să se sinucidă. Și atunci, pentru că nu era lângă el și nu avea timp de o conversație foarte amplă, l-a întrebat dacă în blocul lui stă cineva care are o anumită nevoie, nu se descurcă cu lucrurile mai în vârstă, wow, sau mai așa. Aha. Și clientul, să spunem, deci cel sinucigașul, i-a spus, da, să zicem, un etaj mai jos stă o bătrână care e cam neputincioasă și, uite, întotdeauna la ea în fața apartamentului este mizerie și nu reușește să facă curat pentru că nu mai poate și așa. Și atunci psihologul i-a spus, uite, am să te rog și te aștept la telefon dacă vrei să te duci până jos și să mături în fața ușii acestei doamne. Și, într-adevăr, zi și făcut, s-a dus, a măturat, a făcut curat, i-a făcut acolo ce a fost el capabil în acele minute pentru acea doamnă care era în nevoie. Și când s-a întors la telefon și a fost întrebat, mai doresc să te sinucizi, omul a răspuns că nu. Pentru că s-a simțit cu adevărat util și și-a deschis mintea către... Un lucru pe care l-am primit eu extraordinar în această educație, da, este demnitatea gândirii proprii. Apoi, când gândești din propria ta ființă, când gândești cu propriul tău creier, poți să judeci situațiile la adevărata lor valoare și să faci o diferență. Pe pământul ăsta cât trăiesc vreau să fac o diferență. Asta ce se mă inspiră? Și faptul că fac o diferență îmi face o viață extraordinară. Dar nu fac ca să am o viață extraordinară. Este că mă inspiră să nu trăiesc doar pentru mine. Da. A trăi pentru tine este cea mai mică, minusculă, irosită viață. Și totuși suntem atât de egoiști, în general. Nu, ți-am spus, sunt trei tipuri de intelect. Da. Prost, dal, ok, mediocru și puțin care se trezesc. Și acum ai auzit de Heraclit, normal. Da. 500 înainte lui Iisus, 500 de ani înaintea lui Iisus Hristos, Heraclit a împărțit oamenii altfel. A spus așa, dintr-o 100 de oameni, 20 nici măcar n-au ce să caute acolo.
Da. 80 sunt carne de tun. Le spui, cumpără aia, fă aia, du-te acolo, vino încoace. Da. Da. 9 sunt luptătorii și unul e liderul. Uh-huh. Și apoi de ăștia 9 și ăsta, liderul, depinde să-i aduci pe toți înapoi. Da. Vezi tu cum este? Da. Deci fii atent, oamenii nu sunt răi și nu sunt proști. Avem diferite intelecte. Așa ne-am născut, dar evoluția poate să se întâmple oriunde. Da. Cel mai mare patriarh de Zen, Huineng, care este unul dintre idolii mei, idolii în cuvintele alea, nu am nimic religios sau ceva, aiurea. Nu-l pun pe asta, dar ador pe Huineng. Huineng era analfabet. Un băiat de la țară care te alemne să trăiască și să întrețină mama. Cel mai mare patriarh de Zen, al șaselea, care a lăsat o amprentă pe evoluția umanității în sensul ăsta. Deci nu contează că ești analfabet sau nu contează dacă ai școală. Sunt oameni cu școală care sunt bâtă, da? Sunt oameni analfabeți care au sentimentul ăsta de intuiția lor și demnitatea lor, nu așa? Valorile nu țin cont de informația pe care o ai încăpățâna. Scuze. Da. Și valorile tale care sunt femei? Autenticitate? Da. Bucurie de viață? Se vede putere. Pe tine. Da. Și asta se vede pe tine. Da. Deci astea trei. Foarte, foarte sunt frumos. Viața adevărată mie însă. Nu după poveștile altora. Și valorile tale crezi că sunt universal valabile? Adică i-ai inspira și pe ceilalți să se ghideze după aceleași valori? Dacă eu i-aș inspira? Da. În niciun caz nu aș vrea să inspir. De ce? Eram la Londra într-un curs între care mă antrenam și la un moment dat un tip din clasă, din sală, i-a spus liderul ăsta care l-ador pe David Yor, i-a spus, știi David, pe mine nu mă inspiră chestia asta. David s-a făcut așa ca un leu. Deci inspiră-te! Eu te inspir pe tine! Inspiră-te! Da. Respirația vine din tine. Da. O folosești sau nu o folosești, treaba ta. Da. Nu poți să pui inspirație într-un morte, trebuie să învieze singur. Așa. Da, vezi, chiar exemplul pe care l-ai dat, inspirația vine de la, dacă vrei ca un om să învie, trebuie să vină Duhul în el, nu? Trebuie de să, nu vorbim de Duh, că vorbim ontologic, nu vorbim religios, nu-mi băga aia că se amestecă distințiile. Atunci să ne oprim la această gândire de care tu deci o dezvolți așa de frumos. Da. Așa. Există niște valori totuși universal valabile după care omul ar fi bine să trăiască, okay. iar face viața mai bună ca să nu induc nimic religios. Și simplu ar fi mai fericit, mai împlinit. Dacă eu mă uit din perspectiva mea, da? Eu n-aș putea să trăiesc o viață mincinoasă. Față de cine? Față de mine. Da. Nu știu dacă este universal valabilă, dar cred că fiecare ființă umană are abilitatea de autenticitate. Da. Iar își vinde autenticitatea pentru succes, între ghilimele, că nu știu ce înseamnă succes dacă ești mort, da. Își vinde autenticitatea și puterea pentru imagini. Da. Dar fiecare om face alegerea lui și nu este nimic rău din ce fac oamenii. Da. Avem fiecare călătoria noastră. Așa este. Dar cred că autenticitatea și bucuria de viață și recunoștința și contribuția și unitatea pot să facă o diferență pe pământ. Da. Dar eu știu că oamenii pleacă de la tine mai inspirați. Chiar dacă tu nu vrei să inspiri, ei se inspiră din eu ceea sunt, ce tu vorbești. Eu sunt moașă. Ești moașă. Frumusețea e a lor. Și și-o generează. Așa, foarte frumos. Vreau să ne întoarcem puțin la photo reading și să mai spui exact ceea ce am putea noi să practicăm acasă în direcția asta. Putem să ne antrenăm în vreun fel sau este neapărat necesar acest curs? Am să-ți răspund printr-un sau citat. Sau după curs. Da, am să-ți răspund ca un citat. Nu poți să pui frișcă peste noroi să crezi că este o prăjitură. Deci dacă dai o tehnică spectaculoasă ca asta, trebuie în primul rând să dai la o parte ideile preconcepute despre ce înseamnă educație. Dacă ai niște idei complet scurcircuitate, ai creierul complet pe bigudiuri, de unde știi, rezultatele sunt mici, da? Degeaba dai o tehnică pe un creier confuz, nu faci mare lucru. Da. Asta e tot ce pot să spun. Am înțeles. Bine. Și alte cursuri mai faci, în afară, că ai spus cursuri ontologice. Deci photo reading este unul dintre ele și altceva. La cererea companiilor fac cursuri în funcție de ceea ce cer ei. Cursurile alea le creez pe distincții care aduc claritate mentală. Eu nu trebuie să le spun la oameni ce să facă într-o companie, trebuie să vadă singur și văd singur doar dacă dai balastul la o parte. Asta face ontologia. Da. Țin un curs care este absolut spectaculos, îl iubesc efectiv, sunt îndrăgostită de el de 30 de ani, îl cheamă Time Master.
Într-o singură zi îți distingi care sunt conversațiile alambicate sau confuze vis-a-vis de timp. Și când îți dai seama de confuzia mentală pe care o ai vis-a-vis de timp, le dai drumul pur și simplu și viața începe să funcționeze, să te bucuri de ea. În cursul ăsta se spune că așa cum îți petreci timpul, îți petreci viața, lucru pe care oamenii nu prea l-aud în general, pentru că de fapt așa cum îți petreci timpul, de fapt e viața ta acolo, nu? Și mulți alargă după a face, a face, a face, a face dimineața până seara, ban, 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 a face, a face, a face și nu văd că în timp ce își trăiesc viața într-o alergătură, într-alta, cu lucruri, așa își petrec viața. Când mi-a picat fisa mie odată, aveam o firmă mare în România, aveam teren de golf, multe lucruri. Și am realizat într-un sfârșit de an că dacă aș fi murit în momentul ăla, pe mormântul meu avea să scrie a fost un administrator excelent. Și nu ți-a plăcut. Nu m-a inspirat, nu. Iar apoi când am avut chestia asta referitoare la bani, 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 dar nu făceam pentru bani, dar știi că este motivant să lucrez pentru bani, că nu am lucrat pentru bani în viața mea. Am realizat că la un moment dat, că dacă fac atâția bani și n-am timp să mă opresc din a face, toți banii o să ajungă pe mâna nurorilor mele. Mamă, Doamne, ce duș rece am primit. Nu vreau bani pentru nurori, ferească Dumnezeu. Așa că m-am potolit. Și te-ai lăsat de afaceri și ai început să... M-am lăsat de afaceri, mi-am vândut afacerele. Și bineînțeles, fac doar ce mă... Ce iube... Și afacerile mele le-am făcut din dragoste, pentru că mă inspirau, nu? Da. N-am lucrat însă viața mea pentru bani. Dar la un moment dat ai făcut această schimbare, nu? Și ai oprit divorțat, dar n-a fost că am vrut-o, da? Ok. Și în momentul ăla s-au făcut niște schimbări pentru mine, pentru că dacă nu le făceam chiar pe bune, aș fi pierdut foarte mult. Și atunci am vândut tot ce am avut și acum chiar vreau să-mi vând totul. Iar cu banii pe care îi voi obține din tot ce vând, este să mă duc să fac și să învăț și să trăiesc în India. Nu mă mai interesează să mă călătoresc pe pământul ăsta, vreau să mă gândesc în India. Și de ce tocmai în India? De ce n-ai ales, nu știu, China, Japonia? Sunt și alte țări cu o cultură, să spunem, spirituală. Sau... În mod normal, oamenii vor explicații de ce. Da. Ok, n-am o explicație. Doar simți. Sufletul meu înflorește în pământul ăla. Iar dacă spui cuvântul Buddha, pentru mine am un respect profund pentru acel om. Am înțeles. A reușit să facă lumină în multe capete, chiar și în zilele noastre. Deci cu creștinismul românesc, să spunem în ghilimele românesc, ce budismul nu este o religie? Da. Este o filozofie de viață. Iar religiile pentru mine sunt, nu vreau să intru acolo, de ce mă pui să vorbesc? Bine, ok, schimbăm. Am trăit în Israel, n-am nicio religie, niciuna nu am. Respect toate religiile și toate poveștile despre zeități. Da. Dar nu mă interesează religia. Sunt una cu Dumnezeu, nu trebuie să-i dau un nume. Dacă el nu trăiește în mine și nu-l manifest, la ce bun să vorbesc despre el? M-am gândit să te întreb pentru că valorile pe care le-ai menționat ca fiind ale tale și în care îngrezi și te ghidează în viața asta, sunt valori profund creștine. Nu. Sunt valori hinduse, sunt valori budiste, sunt valori iudaice. Sunt valori universal valabile. Sunt universal valabile. Exact. Povestea e aceeași. Da, exact. Spus în diverse povești. Da. Îl respect pe Iisus Hristos. Am trăit în Israel, am avut experiențe unice. Așa. Însă nu aparțin nici unei religii, pentru că religii sunt povești făcute de oameni. Pe mine nu interesează poveștile făcute de oameni, mă interesează Dumnezeirea însăși, care aparține umanității întregi. Dacă eu spun că sunt creștină, înseamnă că exclud din posibilitatea de a fi cineva cu har mare parte din populația Pământului. N-ar fi arogant. Da. Aia. Asta așa este. Aia, na. Și în India ai fost cumva și la Pune, la Osho? Am fost o lună acolo. Da? Și cum a fost? Super tare. Da? Da. Ai practicat toate meditațiile care se practică acolo? Am practicat meditațiile, am făcut tot ce am vrut, ce am avut chef, când am avut chef. Ah, ce fantastic a fost. Ai fost pe vremea când trăia Osho sau după moartea? Nu, după Osho, dar da, și l-am descoperit pe Osho așa. Ce hazliu e tipul. Da. Și ce a spus tipul ăsta? Ce anume? La ce? Că oamenii mor la vârsta de 30 și sunt îngropați la 70. Da, ar fi bine de să ne gândim la asta, nu e o frază oarecare, da? Chiar da, e super tare, tip. Foarte profundă. Da. Coni, ce să te mai întreb eu așa, să fie util pentru telespectatorii noștri și să facem și finalul acestei emisiuni. Okay. Poate chiar să te las pe tine să îți iei la revedere de la publicul nostru și să le dai, eu știu, ceva crezi că este foarte relevant din activitatea ta. Da. Da? Super. Da. Ok. Pentru mine cel mai valoros lucru pe pământ
este să fiu trează. Uh-huh. Dacă sunt trează, mă bucur de tot ce este. Da. Și vreau să închei această conversație spunând oamenilor că fiecare dintre noi poate să se trezească dacă vrea. Uh-huh. Și că trezirea nu vine dintr-un curs, dintr-un om sau din alții sau din ceva. Vine dinăuntru. Și ce vreau să spun este o poveste, o poezie a lui Buddha. Buddha a fost întrebat de un pandit, pandit fiind un înțelept. Da. Buddha, ești tu Dumnezeu? Buddha a zis, nu pandit, nu sunt Dumnezeu. Buddha, ești tu un sfânt? Nu pandit, nu sunt un sfânt. Buddha, ești tu un magician? Nu pandit, nu sunt magician. Atunci ce ești? Sunt treaz. Da, foarte frumos. Și povestirea asta cred că o ai și în această carte. Da. Și de fapt asta este ce am văzut eu prima dată la această carte a ta, această povestire. Și într-adevăr este foarte profundă, da. Și îi invit pe toți telespectatorii noștri să se gândească la ceea ce înseamnă treaz cu adevărat, da. Și care sunt căile potrivite fiecăruia dintre noi. Sigur. Să ne trezim și să... Cine vrea. Și simplu. Cine vrea, cine da, vrea. Exact. Cine vrea, dar cred că această cale de a ne trezi este una și aceeași pentru toată lumea, în sensul că mai devreme sau mai târziu tot ne vom trezi. Nu, finalul e același pentru toți oamenii, adică sensul, trezirea. Da, exact. Calea e diferită. Calea e, nu-l învățăm noi pe Dumnezeu cum, eu țin la fraza asta, în care fiecare ne alegem propria... Da. Fiecare om vede drum, în felul lui, da. Da. Dar important e că toți ajungem în același punct, acela în care ne trezim, și vă lăsăm pe dumneavoastră să vă gândiți la ce înseamnă această trezire. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc Conny și pe lunea Diana. Viitoare! Cuvântul pe care l-am ales azi este cuvântul bărbat. Ca să vă vorbesc despre el, m-am uitat în dicționar. Dicționarul explicativ al limbii române, în dreptul cuvântului bărbat, spune în primul rând persoană de sex masculin, ceea ce este evident și știe toată lumea, dar ceea ce merită punctat este că în varianta a doua a definiției înseamnă curajos, viteaz, dinamic, activ. Foarte, foarte interesantă această definiție, pentru că vedem că în componența cuvântului în sine există cuvântul activ. Chiar într-o anumită limbă, cuvântul bărbat înseamnă activ. Adică din etimologia cuvântului înțelegem că definiția bărbatului este o persoană activă. La fel cum femeia este pasivă, așa și bărbatul este activ. Și mi s-a părut foarte interesant să înțelegem, mai ales noi femeile, dar și bărbații despre ei înșiși, că definiția lor este aceasta, de a fi curajoși, de a fi viteși, de a fi dinamici, de a fi activi, de a face acțiuni. Și acțiunile astea, într-adevăr, se văd și în comunicare, se văd și în verbe. De aceea bărbații vibrează mai mult la verbe de acțiune și au nevoie să li se spună, de exemplu, laude, complimente în verbe de acțiune. Dar ce vreau să vorbim astăzi este de cum femeia reușește să-l influențeze pe bărbat ca el să devină cu adevărat bărbat, adică activ, dinamic, curajos, viteaz. Acest lucru se poate face prin foarte multe metode, dar indiferent ce cale am alege, important este să vedem că femeia este la baza tuturor lucrurilor. Acum, că ne convine sau nu, că ne place sau nu, că ne face să fim mai orgolioase sau mai responsabile, dar, până la urmă, acesta este adevărul. Și cea mai evidentă explicație este pentru că femeile sunt mame. Și pentru că sunt mame, ele sunt responsabile de educația fiilor lor, adică de educația băieților și băiețeilor lor, care vor deveni bărbați. Adică vor deveni cum? Curajoși, vor deveni dinamici, vor deveni activi. Așa că femeile au această responsabilitate. Mai târziu, când ele devin soții, această responsabilitate nu se oprește. Soțiile sunt în continuare cele care inspiră bărbatul să fie activ, să fie responsabil, să fie responsabil de acțiunile lui și să acționeze conform informațiilor pe care le prelucrează și conform energiei pe care femeia o dăruiește bărbatului. Uitați-vă puțin de-a lungul istoriei. Mi se pare foarte relevant că bărbații în epoci diferite ale istoriei s-au comportat, adică au avut acțiuni, în diferite feluri și în diferite moduri,
și sunt convinsă că femeia a fost cea care i-a inspirat să se comporte astfel. A fost o vreme când bărbații se duceau să vâneze și ceea ce dorea femeia de la bărbatul ei era să aducă acasă, în peșteră, un vânat cât mai mare sau cât mai gustos. În alte vremuri, femeile și-au dorit ca bărbații să fie cavaleri în armuri strălucitoare și să învingă în turniri pe alți cavaleri. În alte vremuri, femeile și-au dorit ca bărbații să fie poeți, să fie artiști, să fie cântăreți și în versuri sau pe note muzicale să le omagieze, să-și exprime dragostea prin aceste modalități, mă să spunem, mai poetice, mai artistice. Iar acum, ce face femeia zilelor noastre, ce pretenții are ea de la bărbatul ei, anume să îi dea o bunăstare materială, să vină financiar. Trăim într-o epocă în care financiarul contează mai mult decât orice, pentru că vrem bani. Acum, să recunoaștem, femeile vor asta și de asta și bărbații sunt atât de preocupați de bani. Banii ăștia ce fac până la urmă? Creează o senzație de putere pe care femeia și-o dorește ca bărbatul ei să o dețină și implicit și ea la rândul ei. Asta pentru că dacă am traduce de-a lungul istoriei, ceea ce vrea femeia, vrea de fapt bunăstare. Numai că au fost epoci prin care bunăstarea s-a înțeles ca o bunăstare emoțională, alte epoci în care bunăstarea a fost una mentală, alteori fizică și alteori, cum este în zilele noastre, o bunăstare materială. De aceea, în comunicare, pentru că suntem la rubrica Un cuvânt pe săptămână, vă sugerez ca să faceți un anumit lucru cu bărbații voștri, femeile, iar bărbații să vă uitați la voi înșivă și să faceți același tip de exercițiu, înainte de a cere ceva, să vă uitați ceea ce aveți voi de dăruit. Și mai precis în cuvinte, să învățați să puneți stop. Ce vreau să spun cu asta? Să învățați să vă opriți. Primul lucru în a te opri este o oprire fizică. Adică un exercițiu foarte bun este ca, indiferent ce faceți, de exemplu, prin casă, la un moment dat să vă opriți și să vă opriți chiar în poziția în care sunteți în momentul respectiv, pur și simplu ca niște statui. Asta este un fel de oprire. Prima oprire, cea mai ușor de practicat, oprirea corpului fizic. Un al doilea fel de oprire este oprirea cuvintelor. Adică vorbesc și la un moment dat mă opresc din vorbit. Și în felul acesta se vor opri într-un fel și gândurile. Dar ceea ce vă sfătuiesc și este cel mai important, că atunci când vă opriți din aceste cuvinte, să vă puneți întrebarea, are sens să continui mai departe cu ceea ce spuneam? Are vreun sens ca fraza imediat următoare pe care stăteam în intenția mea să o formulez, are un rezultat pe care eu mi-l doresc, are un rezultat benefic? Iar dacă răspunsul este cumva nu, atunci vă invit să vă opriți. Deci, sfatul meu pentru ziua de astăzi, pentru această rubrică, este învățați să puneți stop, învățați să luați pauze de tăcere și să-l ascultați pe celălalt, dar ceea ce e cel mai important, să vă ascultați propriile dumneavoastră gânduri, vorbele care urmau să iasă din gura dumneavoastră și să vedeți dacă acele vorbe sunt cu adevărat benefice sau nu. Iar dacă nu, fiți acea femeie care reușește cu adevărat să-și inspire bărbatul, spunându-i exact cuvintele care au nevoie să are nevoie acel bărbat ca să facă acțiunile de care aveți cu adevărat nevoie. Iar pe bărbați, și cu asta închei, vă invit să vă uitați la acțiunile voastre și la felul în care vă spuneți vouă înșivă anumite cuvinte, dacă sunt cu adevărat acele cuvinte care vă transpun și vă trimit, vă inspiră să faceți activitățile pe care vi le doriți. Vă mulțumesc!